salutare oggi, l'ho venuto la un nuovo vlog. Adesso ora siamo filmese si tagliamo siamo annunci un altro o vedete eccolo. Io ho sempre spunto top 5 fotballisti mi ha preso la pedro con 2,4 like che tanto buon adesso un c'è però quello che io ho sempre lo col cinci dai lo col cinci este Suarez, mi piace di Suarez perché, come sta zitto, gioca e forte buono, deci înainte, acum in perioada asta nu mai dă golul, dar înainte era foarte bun. Bun. Hai să continuăm. Locul 4 este... Cine era pe locul 4? Stai un pic să mă amintesc. Ciprian Tătărușan. Îmi place de Tătărușan pentru că a apărat foarte bine. Vă cu gafa aia la europene, pe înainte a apărat foarte bine la Steaua. Pe locul... 3. Da, pe locul 3 îl avem pe Cristiano Ronaldo. Mie îmi place de Cristiano Ronaldo și l-am pus pe locul 3 pentru că se dă prea mult mare, adică mă înțelege. Nu se dă prea mult mare. Acum am putut spun și eu. Da, le spun pe toate. Ai zis că poți să spun și eu doi. Bine. Pe locul 2... Pe locul 2 mie îmi place... Luis Patricio. Este un portar foarte bun și... Pe locul 2 Messi. Si. Dacă nu era Luis Patricio, nu câștiga Portugalia Euro. Bun, și pe locul întâi este Messi. Zi, de ce? Chiar dacă a fost la închisoare, este cel mai bun jucător din lume. Bun, și scuzați-mă pentru atunci când m-am gândit, numai că înainte nu mi-am făcut așa. Nu m-am strâns 4 like-uri și am început. Deci, Lionel Messi, bun. Cam atât cu acest episod și vă reamintesc pentru că o să avem un Q&A săptămâna viitoare. Adică nu, peste 6 zile o să avem un Q&A. Nu uitați să trimiteți întrebările și să apăsați butonul de like. Și cam atât cu acest episod și ne vedem la viitoare. Pa!